Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog, eu sunt Cristian Drosu, iar astăzi o să vorbim despre exerciții și o să vă arăt 3 exerciții super utile pentru durerile de spate în general, dar cu pregădere în zona lombară. Le poți face acasă, le poți face și la sală. Am să vă arăt alternativă de sală și alternativă pentru acasă oameni buni, pentru că știm că mulți dintre voi nu vă permite programul și vreți să le faceți acasă. Nu uitați să dați like, subscribe, toate alea bune ca să postăm și noi din ce în ce mai des pe YouTube. Hai să dăm drumul la treabă! Ce e mai important decât să începem cu niște genuflexiuni, cu mingea, cu fitball pe spate, ca să luăm din de de zona lombară și să întărim zona fesieră și zona coapselor. Stabilizăm foarte bine loja bazinului și automat că și spatele o să ne mulțumească. Hai să dăm drumul la treabă să vedem despre ce este vorba. Ne împingem ușor cu loja sacroiliacă, cu loja coccisului direct, să activăm puțin zona de lordoză lombară, să activăm zona de pătrat lombar și musculatura din zona lombară și coborăm Frumos întoarcem în flexiune și revenim ușor. Foarte important să rămânem cu bazinul ușor cambrat, ușor în spate, ca să rămânem cu toată zona respectivă activată și în tonus. coborâm revenim, coborăm și revenim. 20 de repetări putem să facem cu picioarele de depărtate, cu picioarele mai apropiate pentru a recruta mult mai mult zona coapselor. Dacă vrem să lucrăm cât mai mult fesierii, Îndepărtăm mult picioarele, coborăm și revenim. Coborâm și revenim. În felul acesta lucrăm fesieri, lucrăm și coapsă, dar intră mai mult și zona aductorilor. În funcție de cât de mult apropiem picioarele sau le depărtăm, lucrăm alte grupe de mușchi. Ăsta a fost primul exercițiu. Am să vă arăt și următoarele exerciții foarte bune, foarte utile, simple. Recomand 3 serii, 20-25 de repetări cu fiecare exercițiu. Următorul exercițiu este unul preferat de mine, din punctul meu de vedere, cel mai underrated, cel mai subevaluat exercițiu din sala de fitness. Puțină lume pune atenție pe el. Este de departe cel mai bun exercițiu în momentul în care vorbim de a activa tot ce ține de multifizi, erector spinal, cu precădere erector spinal, tot ce ține de catena de spate, de musculatura spateului. Superb exercițiu. Sunt trei variante la el l-am văzut în sală de foarte multe ori cu execuție precară și am să vă arăt cum să-l faceți într-un mod corect, de departe, cel mai bun exercițiu când vine vorba de consolidarea musculară. Nu îndreptările, nu alte tipuri de exerciții. Ăsta este de departe cel mai bun exercițiu și hituiește, lovește fix unde trebuie. Ne așezăm. Creasta că poți palpa aici, este un os care are o proeminență în zona aceasta. Adică bazinul trebuie să fie puțin mai sus decât spătarul aparatului de hiperextensii. Prima variată este picioarele drepte, bazinul este drept, coborâm și revenim sus. Lucrează mai mult musculatura ischiogambieră, musculatura din spatele coapsei, musculatura femurală, femuralii, cum spun de multe persoane care fac fitness, de fapt sunt este un grup de mușchi adică semitendinos, semimembranos și biceps femural, care are două capete, de aia se spune biceps femural. Iar foarte multe, multe persoane la sală, așa dintr-un bronze science, spun femurali. De fapt, este loja ischiogambieră, care semitendinos, semimembranos, biceps femural. Și sunt patru mușchi, patru în spate, patru capete în spate, quadriceps, alte patru capete și pe față. Dumnezeu ăsta știe El cum să le așeze de așa natură ne-a creat încât suntem patru ori patru. Patru pe față, patru pe spate. Mai facem și noi o glumiță. Ăsta ar fi primul pentru zona ischiogambieră. Bineînțeles că lucrează și spatele. Nici nu mai punem la discuție. Toate lucrează spatele într-un mod inedit. Acum, am să vă mai arăt dacă vrei să targetezi direct spatele, cum poți face acest lucru? Rămâi cu picioare într-o poziție neutră, nu mai stai nici cu ele drepte, nici cu ele în interior, nici în mega cu vârfle foarte mult în exterior. Rămâi cu vârfle doar puțin în exterior și te îndoi mai mult din trunchi, da? din zona abdomenului. Te îndoi, te îndoi, te -ndoi, te -ndoi și fii apoi sus. Poți să stai cu picioarele puțin îndoite, ca să nu mai intre de mult ischiogambieri. Da? Oricum o să intre, dar mai puțin. Flexăm foarte mult, revenim. Flexăm foarte mult, și revenim. Foarte important să nu facem aceste hiperextensii pe care le-am văzut eu la sală. Eventual. Da? Acestea sunt de bâlci, nu sunt exerciții medicale care au rolul de a ne îmbunătăți funcția motorie, funcția musculară, să ne întărim foarte bine organismul. Am să vă mai arăt o tehnică pentru doamne, domnișoare, care vor să întărească băieți, care vor să se întărească foarte bine. Loja fesieră. Bineînțeles că lucrează și spatele, dar lucrează foarte bine și loja fesieră. Și aici îl puteți încărca foarte frumos exercițiu. La acest exercițiu, pentru că fesierul mare este cel mai mare mușchi din corp și nu este doar mare, intră și mic și mijlociu și toată, toată loja fesieră, am să vă arăt acest exercițiu. Picioarele, vârfurile se duc foarte mult în exterior. Am luat și ceva extra greutate aici și din prima plecăm într-o ușoară flexie de trunchi, și coborâm, strângem fesierii la maxim, venim sus, coborâm ușor, rămânem ușor flexați din trunchi și strângem foarte bine fesierii. Avem contracție în zona fesieră voluntară. Contracție. Da, puteți să puneți ușor și mâna pe zona fesieră să vedeți că lucrează. Strângem foarte bine. Coborâm, strângem. Deci, foarte important să fim ușor flexați și să venim sus. Ușor, rămânem ușor flexați, revenim sus. Rămânem ușor flexați, revenim sus. Repet, aceste exerciții de, la aparatul de hiperextensii sunt super utile, totuși să nu fim într-o stare acută. Da, adică durerea aia care nu ne putem mișca, îl lăsăm pentru, că, pentru a ne condiționa. Am să vă arăt și o variantă acasă, oameni buni. Următorul exercițiu, variantă de hiperextensii low cost, ca să zic așa, pe masă, pe canapea, pe fiecare de ce se poate prinde. Ne prinde cu uh, genuncii, da? Frumos, ca în copilărie, ca un Spider-Man. Ne aplicăm ușor în față, revenim. Aveți grijă de ce vă prindeți, de așa natură încât să puteți să faceți exerciții. 10-15 repetări. Vă mai arăt și o variantă mai ușoară și mai de bun simț decât asta. Suntem aici, vă prindeți foarte bine de canapea, de pat. Extensie, coborâți ușor. Dacă vreți să fie mai ușor, rămâneți cu picioarele în flexie. Dacă vreți să fie mai greu, extindeți picioarele. Coborâm, extindeți picioarele, coborâm. Avem o bandă elastică, o putem prinde de oriunde, mărime medie. O așezăm tot în zona bazinului. Da? Foarte bine. Spatele este drept, depărtăm picioarele unul de altul și facem o îndreptare de tip sumo. Sumo lift. Picioarele depărtate, recuțează mult mai bine spatele. Putem să ne luăm și o greutate, un disc, un kettlebell ușor, fiecare cu ce vrea. Pentru început recomand să faceți fără nimic. Ei bine, vorbim din prima de un exercițiu care lucrează foarte bine toată catena posterioară de mușchi. To toată loja de pe spate. Coborâm ușor în față. Revenim. Coborâm. Revenim. Coborâm și revenim. Bineînțeles că puteți să lucrați și cu ceva, cum ar fi cu o minge, în cazul acesta de 9 kg. De ce aleg o minge în loc de un kettlebell, pentru că am și kettlebell aici? Deoarece mingea este mai mare și zona corului lucrează mult mai mult. Da? Dacă aș avea un kettlebell, treaba ar fi mult mai ușoară. Mingea fiind mai voluminoasă, lucrează mult mai mult musculatura intercostală, toată musculatura din zona aceasta. Deci avem aceste sumă de drift, cu greutate sau fără, sub o rezistență din zona aceasta. Eu am fost Cristian Drosu, sper ca exercițiile să vă fie de folos să le foliți acasă, în concediu, la sală, la muncă, unde vreți voi, în parc, în aer liber, whatever. Până data viitoare, spor la treabă!